Benedicta sit Sancta Trinitas, atque in divisa unitas. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, după ce am contemplat în timpul Adventului și al Crăciunului iubirea milostivă a Tatălui, care l-a trimis pe Fiul Său în lume, iar în timpul postului mare și al Paștelui bunătatea infinită a Fiului, pe care Dumnezeu l-a adeverit între voi prin fapte puternice, minuni și semne, care și-a dat viața pentru noi și a înviat a treia zi, și apoi, în sfârșit, după ce am celebrat sărbătoarea Rusaliilor, coborârea Duhului Sfânt, trimis de Tatăl și de Fiul, pentru a duce la desăvârșire opera mântuirii, liturgia consideră potrivit să reunească într-o singură celebrare toate cele trei persoane divine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Că prea Sfânta Treime, adică existența unui singur Dumnezeu în trei persoane egale și distincte, este o realitate și nu o închipuire, o putem afirma cu siguranță, deoarece însuși Iisus Hristos a revelat-o. Sunt numeroase pasajele evanghelice care se referă la acest mister, în special Evanghelia Sfântului Ioan, și nu este cazul să le amintim pe toate aici. Este suficient, cu titlul de exemplificare, să amintim unele afirmații ale lui Iisus. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum părăsesc lumea și mă duc la Tatăl. Credeți-mă, eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite în numele meu, vă va învăța toate. În sfârșit, misiunea încredințată de Iisus apostolilor, mergeți, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așadar, nu se poate pune în discuție existența Preasfintei Treimi, fără pericolul de a refuza întreaga revelație făcută de Iisus Hristos. Orice creștin în fața misterului Preasfintei Treimi, care în această solemnitate ne este propus reflecției și venerației noastre, se simte mic, tulburat, exact ca și Moise pe muntele Sinai, evocat în prima lectură de astăzi, care în fața revelării Maiestății lui Dumnezeu, Moise s-a prosternat îndată la pământ, înaintea lui Dumnezeu. Este exact atitudinea care ne este sugerată de liturgie. În fața revelării misterului vieții intime a lui Dumnezeu, creștinul recunoaște limitele propriul nimic, și nu îi rămâne decât să se plece la pământ și să adore. Înaintea maestății și perfecțiunii infinite a lui Dumnezeu, nu ne putem simți ca Moise decât bieți păcătoși și să implorăm milostivirea divină. Când Sfântul Patrick a început evangelizarea Irlandei, voind să explice misterul Preasfintei Treimi, s-a folosit de un mic exemplu. A luat în mâinile sale o frunză de trifoi și a spus că așa cum cele trei frunzulițe formau o singură plantă, la fel, cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, formează un singur Dumnezeu. Exemplul i-a reușit scopului propus. Mari mulțimi l-au ascultat și au îmbrățișat credința creștină. Și de atunci, chiar și în timpurile recente, în ziua Sfântului Patrick, irlandezii pun la pieptul lor un buchet de trifoi în amintirea convertirilor și în cinstea Sfântului care i-a evangelizat. Iubiți credincioși, misterul Preasfintei Treimi este primul mister al credinței creștine, cel mai important, dar și cel mai puțin accesibil minții umane. Putem doar să surprindem reflexe palide în creație, care, fiind opera lui Dumnezeu, poartă întrânsa amprenta Creatorului. Din acest motiv, mintea omenească nu poate să ajungă să înțeleagă acest mister, dar înțelege cum un asemenea mister, deși depășește capacitatea de înțelegere a minții noastre, totuși nu este contrar rațiunii.
Omul înțelege că asemănările pe care le găsim în opera creației confirmă actul nostru de credință. Mintea omului nu ar fi reușit niciodată să cunoască faptul că Dumnezeu este în trei persoane egale și deosebite. Acest adevăr îl știm numai pentru că Iisus ni l-a revelat. Fraza din Sfânta Scriptură care ne face să înțelegem mai mult acest mister este afirmația Sfântului Ioan Evanghelistul: Dumnezeu este iubire. În această mică frază este închis tot misterul lui Dumnezeu unul și întreit. Dumnezeu este treime în trei persoane, tocmai pentru că este iubire. Când vorbim de iubire, vorbim totdeauna de o comuniune de persoane. Persoana care iubește, persoana iubită și iubirea reciprocă. Tatăl îl iubește pe Fiul, Fiul îl iubește pe Tatăl și iubirea reciprocă dintre Tatăl și Fiul este Duhul Sfânt. Există iubire numai acolo unde există comuniune. Dar deși este vorba de trei persoane, este un singur Dumnezeu, deoarece iubirea unește. Și în Dumnezeu iubirea este atât de perfectă, încât cele trei persoane sunt un singur Dumnezeu. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și împreună nu formează trei divinități, dar formează un singur Dumnezeu. Iubiți credincioși, într-adevăr este greu să înțelegem cu mintea noastră limitată și slabă cum este posibil așa ceva. Și totuși acesta este misterul pe care îl celebrăm astăzi. Un singur Dumnezeu în trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Este dificil să vorbim despre Dumnezeu. Noi suntem în El, trăim cufundați în prezența Sa. Pentru aceasta este greu să vorbim despre El. Cum ar putea să vorbească un pește despre apă? Totuși, este evident și să afirmăm, să descoperim acest adevăr pe care îl simțim la nivelul stării sufletești. Pentru că scrisul unei persoane, de exemplu, descoperă caracterul și starea sufletească a unei persoane. Dacă un tablou exprimă sufletul unui pictor, la fel și lumea înconjurătoare ne spune ceva despre autorul ei, adică despre Dumnezeu. Vreau să prezint câteva mărturii în această privință. Isaac Newton, un fizician și matematician, filozof, care a trăit în secolul al XVII-lea, plin de uimire pentru armonia care există pe firmamentul cerului, a făcut următoarea mărturisire: în această noapte m-am cufundat în meditarea naturii. Admiram numărul, dispunerea, cursa celor globuri infinite de pe bolta cerului. Dar admiram mai mult inteligența infinită care are în mână acest vast mecanism. Spuneam mie însumi, trebuie să fii orb ca să nu rămâi extaziat în fața acestui spectacol. Ar trebui să fii nechipzuit, a nu recunoaște autorul. Diderot, un francez, desigur, care nu a excelat deloc printr-un spirit religios, a mărturisit: ochiul și aripa unui fluture sunt suficiente pentru a anihila un ateu. Și marele botanist Carlo Linneo spunea: Dumnezeul veșnic, Dumnezeul imens, cel mai înțelept, atotputernic, a trecut prin fața mea. Eu nu l-am văzut la față, dar i-am văzut urmele trecerii sale. Și în fine, Boris Pasternak, premiul Nobel pentru literatură, 1960, a notat în mod fericit: spațiul aici pe pământ este ca interiorul unei catedrale. De la ferestre îmi este dat să simt ecoul unui cor îndepărtat și ceresc. Și totuși, lumea poate să spună foarte puțin despre Dumnezeu. O persoană poate fi cunoscută doar dacă o întâlnim. Noi credem că Dumnezeu s-a lăsat întâlnit de om. Este sărbătoarea de astăzi. Credem că Dumnezeu a venit pentru a ne spune ceva despre Sine. Nu este o fabulă, este istoria lui Hristos, o istorie pe care toți o pot verifica. Și aici se impune o precizare. În Hristos, Dumnezeu ne spune că a venit aproape de noi. Am putea spune că s-a tradus în cuvintele noastre omenești. Totuși, pe acest pământ nu va fi niciodată posibil să-L cunoaștem
pe Dumnezeu față în față. Condiția noastră de pe pământ este o condiție specială. Se aseamănă cu situația unui copil în sânul mamei. Copilul o simte pe mama, dar o cunoaște foarte puțin, pentru că nu este în măsură să o cunoască pe deplin. O va vedea la timpul său, după naștere. La fel se întâmplă și cu noi. Aici, pe pământ, nu putem pretinde evidență, nu putem vedea fața lui Dumnezeu. A vedea pe Dumnezeu față în față înseamnă a intra în lumea de dincolo. Și când vom intra în lumea de dincolo, acela va fi momentul primei noastre nașteri. Totuși, chiar când îl vom vedea pe Dumnezeu și vom ieși din lumea semnelor, din lumea aceasta, chiar și atunci Dumnezeu va rămâne un mister. Adică, chiar și în paradis Dumnezeu va fi mereu un mister. Dacă am putea să-L înțelegem pe Dumnezeu, noi am fi ca El. Ori acest lucru nu se poate întâmpla și nu se va întâmpla niciodată. Este o precizare care luminează ulterior misterul Treimii lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, constatăm că dacă vrem să explicăm mărețul mister, putem doar să bâlbâim numai câte ceva, foarte puțin putem spune despre acest mister. Nu pentru că ar fi o absurditate, dar pentru că sunt limitate capacitățile noastre de înțelegere. Atâta timp cât suntem pe pământ, mai mult decât a ne strădui să înțelegem misterul lui Dumnezeu, este important să cunoaștem cum se manifestă, care sunt semnele prezenței sale și modul său de acțiune. Pentru a urma această cale ne vin în ajutor cele trei lecturi ale liturgiei de astăzi. În prima lectură am auzit cum Dumnezeu s-a revelat lui Moise ca Domnul Dumnezeu, care este bun și îndurător, încet la mânie, fidel și plin de dragoste. Acesta este Dumnezeu unul și întreit. Înaintea maiestății și bunătății sale infinite, ca și Moise, simțim micimea și mizeria noastră, invocăm prezența sa în mijlocul nostru și iertarea tuturor păcatelor. Chiar și în fragmentul evanghelic de astăzi, Iisus revelează fața sau natura lui Dumnezeu, nu atât pentru ceea ce este în sine însuși, cât mai ales pentru ceea ce El a făcut în favoarea oamenilor, adică pentru acea dovadă supremă de iubire pe care Dumnezeu Tatăl ne-a manifestat-o, dăruindu-ne-L pe Fiul Său unul născut și voind ca lumea să fie mântuită prin El. Este acea dovadă la fel de extremă a Fiului care s-a făcut om și s-a jertfit pentru noi, pentru mântuirea noastră. Într-adevăr, Iisus ne-a descoperit secretul unui Dumnezeu care este Tată și cu acest nume dulce ne-a învățat să-L invocăm. Ne-a învățat, în afară de aceasta, să recunoaștem în sine însuși pe Fiul Său, pe Fiul unul născut al Tatălui, Cel care cu un gest de infinită iubire Tatăl l-a trimis pentru ca lumea să fie mântuită, așa cum ni se spune în Evanghelia Sfântului Ioan. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Apoi Iisus ne-a îndemnat să ne recunoaștem cu toți ca frați, fii aceluiași Tată Ceresc, și să ne iubim unii pe alții, și pentru a trăi în comuniune de iubire cu El, cu Tatăl și cu frații noștri, Iisus l-a trimis pe Duhul Sfânt. Când va fi plecat de pe pământ, vi-l voi trimite, spusese El ucenicilor, și apoi le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, dar să aștepte împlinirea promisiunii Tatălui. Când veți fi botezați în Duhul Sfânt, în fine, a spus, îl veți avea pe Duhul Sfânt, care se va coborâ peste voi și voi îmi veți fi martori. Așadar, Dumnezeu Treime nu este o divinitate îndepărtată și inaccesibilă în afara vieții omului. Ceea ce Hristos ne revelează, din contra, este un Dumnezeu Tată care ne dăruiește existența și ne vrea pe toți mântuiți. Un Dumnezeu Fiu care cu jertfa sa ne răscumpără după ce s-a făcut om ca și noi. Un Dumnezeu Duh care ne renaște la viața Harului și ne sfințește. Un Dumnezeu, unul în natură și trei în persoane, care este motivul existenței noastre, care acționează și operează în continuu în biserică și în fiecare dintre noi, care locuiește în mod minunat în orice suflet aflat în starea Harului.
A spus Iisus, dacă cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi și noi vom veni la el și vom locui în el. Iubiți credincioși, scopul solemnității de astăzi nu este atât pentru a explica și a înțelege misterul Preasfintei Treimi, cât mai ales de a contempla și de a adora pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Sfântul Duh, într-un cuvânt, pe unicul Dumnezeu în trei persoane, pentru că astfel să ajungem în patria cerească, unde vom putea contempla direct pe Dumnezeu. Astăzi, în numele Treimii, suntem adunați în această catedrală și suntem în comuniune cu toți radioascultătorii noștri, adunați și în comuniune pentru a adora și a celebra misterul lui Dumnezeu unul și întreit, care ni se revelează și ni se comunică în Euharistie, adică în darul suprem al iubirii Fiului, care se oferă pe sine însuși Tatălui în puterea Duhului Sfânt pentru viața și mântuirea lumii. Amin. Fecit nobis cum misericordiam sum.